Era început cea de-a 14-a ediție a Universității de Vară de la Râmnicu Sărat. Anul acesta, tema evenimentului organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc este Pedagogia Memoriei și Datoria Neuitării. Deschiderea oficială a avut loc la Complexul Brâncovenesc, în prezența președintelui executiv Daniel Șandru și a unor personalități din administrația prezidențială, guvern și a autorităților locale. Astăzi, la închisoarea tăcerii, s-a desfășurat ceremonia de depunere de coroane cu ocazia Zilei Europene a Comemorării Victimelor Stalinismului și Nazismului. Bună ziua, vă spun! Din acest loc încărcat de suferință, spun un bun venit invitațiilor noștri, reprezentanței Guvernului României, reprezentanței Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, a instituțiilor, ai reprezentanților Parlamentului României, ai reprezentanților administrației locale, a instituțiilor din Râmnicu Sărat, ai studenților. Deschidem acest eveniment cu ascultarea imnului național. După intonarea imnului național al României, doi preoți au oficiat ceremonia religioasă de pomenire a celor care au îndurat suferințe în închisorile comuniste și care au pierit acolo. Reprezentantul special al Guvernului pentru promovarea politicilor memoriei, senatorul Alexandru Moraru, s-a adresat celor prezenți mulțumindu-le pentru faptul că au participat la eveniment. Doamnă senator, domnule președinte al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, domnule primar Cârjan, preasfințiile voastre, doamnelor și domnilor, dragi studenți, e o zi importantă pentru, la nivel european, pentru comemorarea victimelor regimurilor totalitare și autoritare și cu această ocazie cred că este un prilej important pentru noi, pentru autoritățile centrale, dar deopotrivă pentru autoritățile locale, pentru a marca această zi atât de importantă cu semnificații europene și naționale deopotrivă. Senatorul Alexandru Moraru a dat apoi citire mesajului transmis de premierul României Nicolae Ciucă. Drumul României alături de statele occidentale libere și democratice este ferm asumat și rămâne irreversibil. Voința exprimată limpede de români este pentru un viitor democratic, fundamental și stabil pentru dezvoltarea societății noastre și o viață mai bună pentru cetățeni. Să ne rugăm pentru memoria victimelor regimurilor totalitare și să onorăm pentru totdeauna sacrificiul și suferința lor, semnează Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministrul României. Anul viitor, închisoarea tăcerii din Râmnicu Sărat va intra în reabilitare totală și va fi transformată în muzeu.